Am adoptat un câine pentru copiii mei de la un adăpost de animale și când i-am aflat secretul, am rămas absolut șocat. Bună ziua, am venit la dumneavoastră pentru că vreau să cumpăr niște prăjituri pentru copiii mei și din câte văd aici, un brownie costă 5 diamante, însă la 2 brownie-uri avem reducere 50%. Deci asta înseamnă, păi asta-i, adică dacă cumpăr 2 brownie-uri, unul e gratis? Cam asta înseamnă, gen, dacă un brownie costă 5 diamante, 2 vor costa 10 și dacă am reducere 50%, plătesc doar 5. Ok, păi mie mi-au zis copiii mei, fraților, pentru că acum am ieșit mai rapid de la muncă, să le cumpăr 2 prăjitori la fiecare, păi dați-mi 2 brownie-uri, adică 4 brownie-uri în total, nu? Și voi plăti numai 2, nu? Așa funcționează. Bună ziua! Dacă vezi 4 brownie-uri, prețul lor normal ar fi 50 de diamante. Dar așa este 10, nu? Dar la 3 dintre aceste brownie-uri aveți 50% reducere. Adică trebuie să plătiți 12,5 diamante, adică 13 diamante. Băi, asta-i, cum vine asta? Bra, păi, băi, păi, asta e, fraților, direct reclamă mincinoasă. Dumneavoastră, nu ziceți că la al doilea brownie o să am reducere 50%? Ziceți la fraților, uitați-vă că scrie! La 2 brownie-uri reducere 50%. Din tot, din al doilea preț, nu că doar la al doilea am reducere 50%, hai, lasă-mă în pace, na. Ce să fac? Bine, mai bine, uite, 13 diamante, mamă, 12, 50, nu-mi zice să dau doar 12, să dau 13, uite aici, ia aici, frățiorul, 13 și vreau 4 brownie-uri. Ok, hai, Doamne ajută, în fine, fraților, pentru copiii mei ce nu fac eu, dar nu știu ce le place la cofetăria asta, mai mâncat brownie-uri de aici și sincer sunt foarte, foarte nașpa. În fine, haideți să mă duc acasă și uitați-vă aici, fraților, noua achiziție, mi-am luat o nouă motocicletă, că știți că tot am avut probleme în ultimul timp cu motocicleta, dar acum, pentru că am una nouă, nu mai am nicio treabă și va trebui să mă duc acasă. Pe unde să o iau pe aici, bro? Let's go, am ieșit mai rapid de la muncă. Ce asta? Și cățelă și de căști drăcăț. Ok, am ieșit mai repede de la muncă și mi-au zis copii să le iau niște brownie-uri, dar nu mă așteptam să coste atât. Am ieșit, oare se merită 5 diamante pentru brownie, după părerea mea? Nu. În fine, haideți să mergem acasă și să văd ce reacție o să aibă când o să le dau aceste prăjituri. Mamă, și ne-am luat nimic, nu Magdalena. Trebuie să iau și ei ceva. Oh, dar ia uite că sunt afară. Salut copii, salut iubire Magdalena. Dar ce faceți afară, man? Vreți să plecați undeva sau care-i treaba? Ia uitați-vă ce v-am luat aici. Izabela, pentru tine 2 brownie-uri. Și Răzvan și pe tine tot 2 brownie-uri. Izabela, ăsta, Magdalena, dar ce se întâmplă aici? Marius, îmi pare rău, dar am cedat. Ce-i cedat? De azi dimineață m-au bătut la cap toată ziua, că în momentul de față nici nu mai știu cum mă cheamă. Ați bătut-o la cap pe mama? Dar de ce? Adică ce vreți de la ea? Stai că nu înțeleg ce se întâmplă. Nu știu dacă ai auzit, dar s-a deschis un nou adăpost de câini unde poți să mergi să adopți un câine. Nu am auzit, dar cred că dacă se deschidea, auzeam, adică nu e un oraș chiar atât de mare. Și nu știu cum, știrea asta a ajuns la Izabela și Răzvan, desigur. Ah, ok, și vor un câine. Și știi și tu cât de mult își doresc un câine, iar acum nu se lasă până când îl primesc. Da, acum ce să facem, față? Da, știu că Izabela și Răzvan vor un câine de foarte mult timp. Mamă, un câine... Păi ce o să facem? Putem să zicem nu? După o să stea supărați toată ziua. Uite și tu anunțul. Doamne, frate. Păi n-aveam eu altă treabă decât acum să am grijă de un câine. Ia ce asta? Anunț de la Watson. Watson, ce asta? Bine ați venit la adăpostul de câini Watson, casa iubirii și speranței pentru prietenii noștri necuvântători. O, ce drăguț! Suntem o familie... o familie... Suntem o familie dedicată protejării și îngrijirii câinilor fără adăpost și suntem bucuroși să vă anunțăm deschiderea noului nostru adăpost situat pe strada Margaretelor numărul 1, adică fix aici lângă noi. Bro, ce drăguț! Păi, parcă dacă stau să vă gândesc, mi-ar place un nou suflețe la noi în familie, fraților. Un nou câine, eu zic că ar fi drăguț. La adăpostul de câini Watson ne-am asumat misiunea de a oferi o viață mai bună și mai fericită câinilor care au nevoie de un cămin iubitor. Oh. Cu pasiunea noastră pentru aceste suflete necuvântătoare, am creat un mediu sigur, primitor și plin de dragoste pentru fiecare patruped în parte. Cu mai mult de 10 ani de experiență, asta înseamnă că gen ei până acum au avut în alte orașe, că la noi în oraș n-am mai auzit de acest adăpost de câini, deci înseamnă că a fost în alt oraș. Cu mai mult de 10 ani de experiență în îngrijirea animalelor, suntem mândri să vă spunem că am salvat și am redat speranța zecilor de câini fără adăpost. Acum cu adăpostul nostru ne dorim să extindem această iubire și căldură către mai mulți câini și către potențialii lor stăpâni.
Fie că doriți să adoptați un nou membru al familiei sau pur și simplu să ne vizitați și să petreceți timp cu micuții noștri blânzi, sunteți bineveniți oricând. Băi, ce drăguț! Vă dați seama că dacă mergem acolo, în niciun caz nu avem nicio șansă să plecăm fără un câine. Suntem nerădători să vă cunoaștem și să ghidăm către alegerea potrivită pentru nevoile și personalitatea dumneavoastră. Adoptarea unui câine la adăpostul de câini Watson vine cu multiple beneficii. Fiecare câine disponibil pentru adopție a fost vaccinat, deparazitat și sterilizat și castrat pentru a ne asigura că porniți într-o nouă aventură fără griji. Mamă, man, eu fix la asta mă gândeam că trebuie să-i fac toate chestiile astea. De asemenea, suntem aici pentru a vă oferi toate informațiile și sfaturile necesare pentru a facilita procesul de adaptare a noului membru al familiei. Echipa noastră dedicată de voluntari și experți în comportamentul animal ne asigură că fiecare câine primește îngrijire și individualizare și afecțiune. De la spațiile curate și confortabile în care locuiesc până la activități interactive și sesiuni de joacă, totul este conceput pentru a le asigura celor patru pezi o viață plină de fericire și de satisfacții. Dacă iubire ar fi o casă, ar fi adăpostul de câini Watson. Ce slogan tare! Vă așteptăm cu brațele deschise pentru a părtăși cu voi dragostea noastră pentru câini și a vă găsi perechea perfectă pentru viitorul vostru companion canin. Băi, cât de mișto, băi, cât de mișto, băi! M-au convins și pe mine. Îmi iau și eu un câine, vreau și eu un câine. Și băi, până la urmă, fraților, eu cu Magdalena, într-un fel, ne-am pregătit financiar să avem un alt copil. Un câine costă mai puțin decât un copil pe lună. Ce costă la câine? Mâncarea, jucăriile lui care alea le-a început, adăpostul lui și na, dacă se mai strică, nu știu ce. Ce mare chestie până la urmă. Nu, îmi place. Isabela? Tata, ascultă-mă cu foarte mare atenție, nu mai trebuie, nu, că m-ați convins și pe mine. Dacă o să mergem și o să adoptăm un cățeluș, o să avem grijă de el și o să ne asigurăm care parte de cea mai bună viață. A, da, voi mergeți cu el afară, eu nu merg, nu mă trezesc eu la 5 dimineața, sunt niciun caz. O să ieșim cu el afară, o să ne îngrijim de el și o să fie un nou membru în familie. În niciun caz nu o să uităm de el, o să fie noul nostru cel mai bun prieten, te rugăm. Da, mergem, Răzvan. Tată, doar gândește-te la cei cățeluși. Doar gândește-te prin câte lucruri au trecut. Băi, Răzvan, nu trebuie să mă manipulezi emoțional acum să-mi zici că să-mi dea aici lacrimile. Pentru că mergem. Dacă se află într-un centru de adopție, există șanse foarte mari să fi fost abandonați cândva pe marginea drumului, într-un coș de gunoi, cine știe unde, Doamne ferește. Putem să mergem? Da, hai să mergem, hai să vedem ce câini sunt acolo. Ok, am ajuns la adăpostul de câini Watson și uitați-vă aici, fraților, deci la început mi s-a părut foarte ciudat. Uitați-vă la oamenii de aici, domnul Watson, deci sunt o familie, Magda Watson, care bănuiesc că este fica lui domnul Watson și lui doamna Watson. Dar uitați-vă, fraților, cât de elegant sunt îmbrăcați așa, zici că, nu știu, costumații de acum 50 de ani, dar arată foarte, foarte drăguț. Și uitați-vă aici, l-avem pe Marcus, micuțul Marcus. O avem pe Becca, din câte am înțeles este o fetiță. Și avem și pe Husky aici. Mamă, ce drăguț, Magdalena! Marius, locul acesta este minunat. Iar oamenii ăștia sunt atât de amabili. Avem de ales dintre acești trei câini, dar uite-te la ei cât de drăguți sunt. Doamne, mi se rupe sufletul. Eu aș lua-o pe Becca, dar mai bine ne lăsăm copiii să aleagă. Tu pe cine ai adopta? Băi, ne lăsăm copiii să aleagă, logic. Dar eu m-aș duce pe Husky, băi, și fete, nu știu, place ideea de Husky. Pe ce drăguț e, micuță. Ok. Domnule Watson, cum procedăm? Domnule, toți câinii pe care îi vedeți aici au dus o viață foarte grea și merită să aibă pe cineva care să aibă grijă de ei. Corect. Dumneavoastră trebuie să alegeți unul dintre ei, iar după ce faceți asta, va trebui ca un om din familia dumneavoastră, care va fi responsabil pentru câine, să dea un anumit test ca să vedem dacă putem să vă dăm câinele sau nu. O să dau eu! Deci alegem câinele și după dăm testul... Îl dau eu, dau eu testul. Dar momentan alegeți. Ok, Magda Watson, părinții mei au deschis acest adăpost din cauza vieților grele pe care le duc aceste animale. Chiar dacă noi încercăm întotdeauna să ajutăm toate animalele pe care le vedem, știm că în continuare în lume există o tonă de cățeluși / pisicuțe care suferă. Băi, este adevărat. Lucrul ăsta mă face să nu pot să ador noaptea. Da, este adevărat. Bun, Marcus. Prima dată, fraților, haideți să luăm informații despre Marcus ăsta. Micuțule, ia, Marcus. Marcus este un labrador negru cu o personalitate jucăușă și inima deschisă. Marcus este unul dintre cei mai iubiți câini de la adăpostul de câini Watson. Cu ochii săi expresivi, deci acum îl vreau pe ăsta, bă, fraților, e prea greu, ești nebun. Cu ochii săi expresivi și codița mereu în mișcare, Marcus cucerește inimile tuturor celor care îl întâlnesc. El are aproximativ 2 ani și este plin de energie și entuziasm pentru viață. Marcus este un câine extrem de inteligent și învață repede. Băi, îl vreau pe ăsta acum, fraților, nu știu. A participat la ședințe de dresaj și s-a dovedit a
fi un elev strălucit. Voi să fiți atenți ce citesc aici, da? Să fiți aici atenți, stai să citim mai departe. Cu un simț al aventurii, el adoră excursiile natură și se descurcă excelent în aer liber. De asemenea, îi place să se joace cu mingea și să alerge după ea cu mare entuziasm. Cu toate acestea, când vine vorba de momente liniștite, Marcus este un adevărat câine de companie, iubind să primească atenție și mângâiere. Oh, ce drăgaț! Păi e prea tare. A, și aici nu mai scrie nimic. Ok. Băi, frate, acum vreau pe Marcus, merg, parcă-l voiam pe Husky, dar hai să citim și la ceilalți, măi, e foarte greu, dar nu o să iau ce vreau eu, chiar dacă eu i-aș lua pe toți, dar nu ne permite, frate, poate pe viitor, nu se știe, dar eu i-aș lua pe toți, dar trebuie să-i las pe copii să aleagă, da, ați înțeles? Becca, hai să vedem Becca. Becca este un Rottweiler maro, plin de loialitate și blândețe, care așteaptă cu nerăbdare o casă iubitoare și o familie cu care să-și împartă inima. La adăpostul de Kane Watson, Becca s-a dovedit a fi un companion minunat, având un temperament calm și un comportament echilibrat. Cu ochii săi căprui, bă, uitați-vă, fraților, și urechile sale atente, Becca emană o aură de încredere și afecțiune. Becca are aproximativ 4 ani, wow, n-ai în ăștia câinești, cât înseamnă? 28 de ani, nu? Că un an normal e un 7 ani. Și este complet vaccinată și sterilizată, pregătită să se alăture unei familii iubitoare. Fiind un câine inteligent, Becca a participat cu succes la sesiuni de dresaj și este un partener ideal pentru oameni activi și aventurioși. Ea adoră plimbările lungi în aer liber și joacă cu mingea în parc. Cu toate acestea, Becca este și un prieten de încredere, ca și toți câinii, fraților, cel mai bun prieten al omului, știți vorba aia. Pentru relaxarea liniștită de la sfârșitul zilei și adoră să petreacă timp cu stăpânul său, stând lângă el pe canapea. Băi, cât de mișto! Uai, acum vreau pe Becca, fraților! Ok, o să-i las pe copii să aleagă, însă hai să vedem mai departe Husky. Let's go, să vedem și la el. Husky, cu ochii albaștri strălucitori și blana sa despufoasă, Husky este o apariție uimitoare și captivantă. Oh, deci pe ăsta, fraților, este un Husky și îl cheamă Husky! Am mai văzut chestia asta. Acest splendid câine nordic are aproximativ 3 ani și este un suflet liber, plin de curiozitate și energie. Câți ani are? 20 de ani. Husky a fost găsit rătăcit și, din păcate, nu a fost revendicat de niciun stăpân. Oh. Acum el caută o familie iubitoare care să-i ofere un cămin cald și o viață plină de aventură. Băi, fățu, eu acum îmi dau seama de o chestie, dar nu știu dacă zic o prostie acum. Scrieți voi la comentarii dacă asta e o prostie sau nu. Dar cum poate un Husky să fie rătăcit aici, când el gen, adică probabil a existat o familie care a avut o femeie și un mascul și au făcut pui și el a fost puiul, că cum a ajuns Husky-ul ăla din partea nordului a lumii, să spunem așa, până aici, gen, nu înțeleg. Cățelul Husky are nevoie de multă mișcare și stimulare mentală. Plimbările lungi în aer liber și jocurile interactive îl fac să strălucească de fericire. Datorită instinctului său de alergător, o curte împrejmuită ar fi ideală pentru el, dar mai presus de toate, el vrea să fie iubit și îngrijit. Cu timpul, răbdare și multă afecțiune, Husky se va dovedi a fi un prieten loial și protector, la fel ca și ceilalți câini, aducând o bucurie de nedescris în viața familiei care îl adoptă. Minunat! Fraților, e extrem de greu, ești de bun, îi vreau pe toți. Vă spun de la început, îi vreau pe toți, frate, băi, este extrem de greu să aleg pe cineva, man. Este prea greu, bro, vreau să-i adopt pe toți. Da, na, nu știu, Izabela, tu alegi, spune, Izabela și Răzvan. Tată, iubesc așa de mult pe toți trei, dar nu știu pe care să-l aleg. Eu l-aș alege ori pe Marcus, ori pe Husky. Mamă, tu pe Marcus, ori pe Husky, Magdalena ar vrea pe Becca, hai că ne-am dus. Răzvane, tu ești cel care alege, practic, știi ce zic? Tată, mie îmi place foarte mult Husky-ul. Și lui Izabela îi place Husky-ul și mie îmi place Husky-ul. Husky-ul e, frate, gata. Deci l-am adoptat pe micuțul Husky. Dar ok, nu l-am adoptat încă, vrem să-l adoptăm. Și eu trebuie să dau testul ăsta ca să vedem dacă mă încadrez. Na, doamna Watson? Ok, domnule Iancu, Husky să fie atunci. Vă rog, urmați-mă în camera alăturată ca să dați un test, să vedem dacă vă putem da câinele. Hai să vedem. Ok, fraților, am intrat în această cameră cu doamna Watson. După cum puteți vedea, oamenii l-au scos pe Husky din cuși. Că uitați-vă la micuț, ce drăguț e, ok. Și eu trebuie să dau testul. Doamna Watson, dați-mi testul. Hai să vedem, fraților, care e treaba. Deci, bă, trebuie să fim foarte, foarte atenți ca să fim siguri că putem să luăm pe Husky ăsta acasă. Nume, hai să punem aici rapid, fraților, Marius Iancu Alex Cipa, așa. 1. Descrieți familia în maxim 100 de cuvinte. Eu, am o familie minunată. Este formată, așa, din 4 membri.
eu, soția mea Magdalena, fiul meu Răzvan și fiica mea Izabela. Da? Și fiica mea Izabela. Suntem niște oameni foarte îngrijitori, foarte, nu, cum se zice fraților? Sunt niște oameni cărora le place să aibă grijă de cei din jur. Vrem să adoptăm un câine deoarece simțim că familia noastră mai poate să găzduiască un nou membru. Ia stai, aici pot să mă mai departe, uite, să mă duc aici mai departe, să mai scriu ceva aici. Am mai încercat în trecut să adoptăm copii, însă nu a fost cu noroc. Dar, fiți atenți, dar de data aceasta și la rugămintea copiilor, ne-am gândit să adoptăm un câine. Da, ceva 100% real. 1. Descrie, 2. Descrie în maxim 100 de cuvinte modul prin care ai avea grijă de acest câine. Husky o să aibă parte de un mediu foarte primitor și foarte iubitor. Pe lângă atenția zilnică pe care o să i-o dau eu și soția mea Magdalena, virgulă, în momentul în care ajungem de la muncă, acesta nu o să se plictisească deloc pentru că avem doi copii care sunt 100% sigur că o să îl iubească. Și aici face ceva așa mai serios, o să avem grijă de el, o să îi dăm hrană și o să încercăm să-l ținem cât de sănătos putem posibil. 3. Scrie 10 lucruri care ar trebui să fie asigurate unui câine. 1. Mâncare, da? 2. Afecțiune, da? 3. Un adăpost, așa? 4. Timp liber, așa? 5. Mers seara cu el afară. 6. Mers dimineața cu el afară, așa? 7. Să aibă prieteni, o să îi trimit pe Răzvan și pe Izabela să meargă în parc, așa. 8. Ce să mai pun aici, fraților? Ce să mai pun aici la 8? Cum îi spune? Iubire? Nu, atenție, că afecțiune, na, afecțiune nu neapărat atenție, afecțiune e un fel de iubire, da? Hai să pun și iubire ca să bag de la mine, că deja am zis asta, și 10, grijă, da? Așa. 4. Scrie 10 lucruri la care trebuie să ai grijă când adopți un câine și asta e ultimul exercițiu. 1. La cum, comportamentul lui, da? Deci așa ne dăm seama, frățul, dacă trebuie să mergem la doctor sau ceva de genul. Mamă, faci 10 lucruri, prea mult, bro. Comportamentul lui, atitudinea lui, modul de reacție la mâncare, să vedem cum reacționează la mâncare, și 4. Modul de reacție la adăpost, să vedem cum reacționează la adăpostul lui, și aici facem, nu mai știu ce să zic, altele, adică iubire și armonie. Fraților, nu mai știu ce să zic, 10 lucruri, e prea greu, adică am zis înainte chestiile astea. Băi, eu zic că e bine. Doamna Watson, vă rog să vă uitați pe acest test și să-mi spuneți dacă am făcut bine sau nu, da? În cât timp terminați? Marius, m-am uitat cu foarte multă atenție. Deja? Adică, n-au trecut gen 10 secunde. M-am uitat cu foarte multă atenție peste declarația pe care ai dat-o și tot ce pot să spun este că atât tu cât și familia ta sunteți perfecți pentru Husky. Puteți să o luați acasă. Ok, asta e destul de ciudat, fraților. Nu s-a uitat gen 10 secunde peste testul meu. În fine, nu mă interesează, eu mă bucur că pot să le iau pe Husky acasă. Ok, mulțumesc. Iubire, Izabela, Răzvan,
Am luat testul, putem să luăm pe Husky acasă. Iupi, ce mă bucur, copii sunt atât de fericiți. În sfârșit am adoptat și noi un suflet bun. Că înainte doar probleme am avut. Husky, micuțule, ia vină după mine. Vină după mine. Pș, pș, aici. Husky? Oh, chiar vine, aici. Nu, ia să mă duc în cealaltă colță camerei. Vin aici, Husky. Oh, bă, fraților, cât de tare. Uitați-te pe burtă. Cum îl torc pe burtă? Uite, ce tare. Mamă, cât de tare, ok. Izabela, tată, sunt atât de fericită, vă iubesc și noi pe tine. Putem să ieșim cu el afară acum cum mergem acasă. Puteți să vă duceți unde vreți voi, dar să aveți grijă de el, Răzvan. Abia aștept să mergem afară să le arătăm prietenilor. Domnule Watson, mi-a spus și doamnei Watson și o spun și ție, Magdalena, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați dat această ocazie să adoptăm, un suflet. Vă mulțumim foarte mult că ați ales acest adăpost de câini ca să adoptați un suflet cald. Suntem foarte recunoscători că vreți să faceți viața mai bună acestui suflet în timpul scurt pe care le mai are pe pământ. Vă mulțumim enorm, să știți că sunteți niște oameni foarte buni. Doamne ajută, fraților, haideți să mergem acasă și voi doi, na, să vă plimbați cu el, să-i arătați și voi orașul. Magdalena, sunt foarte fericit pentru ceea ce s-a întâmplat. În sfârșit am adoptat și noi un suflet bun și copiii sunt foarte fericiți. Ați văzut, fraților, că sunt super, super entuziasmați. Și chiar acum s-au dus afară să le arate, nu știu, a avut ei ceva prieteni, Mihai, care din câte am înțeles și el a adoptat un câine recent și, na, chestii de copii. Marius, mă bucur atât de mult că am reușit într-un final să facem o adopție. Chiar dacă n-am adoptat un copil, am adoptat un suflet bun. Îmi este atât de drag micuțul Husky, copiii se joacă cu el afară și îl iubesc, da, foarte drăguț. Eu acum fac eu că o să mă duc să trag un pui de somn. Hopa, Izabela. Izabela, ce s-a întâmplat? De ce vii aici acasă cu Husky? Tată, mamă, am venit acasă cu Husky pentru că vreau să vă spun că se întâmplă ceva foarte ciudat chiar lângă casa noastră. Ce se întâmplă? Nu știu dacă eu și Răzvan suntem nebuni, însă un prieten de-al nostru pe nume Mihai, da, mi-a spus de copilul ăla care și-a adoptat și el un câine, susține că și l-a adoptat un câine de la același adăpost și că se joacă cu el acum. Ok, dar eu și Răzvan nu-l vedem. Mergi și tu să vezi. Cum adică nu-l vedeți? Adică nu-l găsiți pe prietenul vostru cu câinele? Sau îl vedeți pe prietenul vostru, dar nu vedeți câinele? Nu înțeleg. Da, unde să mă duc? Voi v-ați dus, ei s-au dus în partea asta. Undeva în partea asta o să-i găsesc? Sau care-i treaba? Cum adică, fraților, nu-l văd? Pe cine nu văd? Ai, uite că e cineva în față. Oh, este Răzvan! Ok, ăștia nu sunt... sau? Răzvan, care-i treaba? Tată, cred că ți-a zis Izabela despre ce e vorba. Mihai zice că are un câine, tu-l vezi? Nu! N-are niciun câine, minte! Unde să fie câinele? Haide, vine aici, Bubu! Bubu, nu linge aia, nu știi ce are pe ea, lasă aia jos. Bă, cu cine vorbești? Ok, băi, copii, nu știu... Sfatul meu este să vă faceți niște prieteni mai puțin ciudați. Bro, nu există niciun câine aici, bro. Asta e tatăl lui Mihai. Ce câine frumos. Adăpostul Watson are cei mai frumoși câini. Bubu, ai grijă. Nu înțeleg. Răzvan, hai să mergem acasă. Las că vă jucați cu el în curte. Ok, oamenii ăștia sunt nebuni, bro. Nu există aici niciun câine. Magdalena, s-a făcut seară și urmează să ne băgăm la somn, însă abia de putem să adormim, băi și fete, pentru că odată la ceva timp tot îl auzim pe Husky cum latră, bro, da? Da, trebuie să ne obișnuim, da, și el o să se bage la somn, bănesc că nu o să latre toată noaptea, că n-are o problemă. Magdalena, hai să ne băgăm la somn. Of, mă, cam enervează câinele la tot latră. Băi, n-am mai latrat acum, asta e să vedem care-i treaba. Oh, băi, doarme și el, micuțu. Ia uitați-vă la el, fraților. Doarme și el, micuțu. Ce drăguț. Ok, ia, mai latră și el. Tata, că lui Husky este somn, am înțeles. Răzvan, noapte bună, tata, noapte bună, copii. Ce drăguț, băi, chiar foarte drăguț. Băi, ce s-a întâmplat? Izabela, Răzvan, de ce ne-ați trezit? E miezul nopții.
Mamă, deci acum v-ați trezi voi, o să se trezească și Husky și o să începe să latre. Haide mă, nu vă mai treziți așa în timpul nopții. Ce s-a întâmplat? Tată, Husky a dispărut! Nu știm unde e. Cum să dispară? Răzvan? Tată, cred că Husky a fugit, o să plâng. Băi, cum să dispară? Băi, ia stați puțin. Sigur nu l-ați căutat aici sus? Cum să dispară, băi, câinele? Fraților, eu nu prea zic ce se întâmplă. Cum adică să dispară câinele? V-ați uitat peste tot? Băi, cum e posibil așa ceva? Cum să dispară câinele, man? Poate e pe aici? S-a ascuns pe aici lângă școală sau ceva? Nu. Băi, frate, eu sunt șocat, ești nebun? Unde e Husky? Uite-o pe doamna asta. Doamna asta n-are niciun câine? Băi, ce s-a întâmplat? Chiar nu înțeleg ce se întâmplă. Stai să mă duc să le spun. Băi, nu știu ce s-a întâmplat. Nu-l găsesc pe Husky. Habar n-am unde e. Magdalena? Marius, mergi la poliție. Păi chiar mă duc la poliție. Frățuri, dar... Băi, mamă, băi, și era atât de drăguț, man. Copiii mei îl iubeau. Doamne, fraților. Și mi s-a furat și motocicleta nouă. Băi, frate, dar cum putea să dispară, man? Adică nu erau urme că noi am închis ușa noaptea. Nu putea el să deschidă ușa, nu? Băi, frate, băi, ce rău îmi pare, man. Acum copiii noștri o să fie foarte supărați. Doamne, frate, să mă duc la poliție, să văd dacă e vreun polițist pe post, să-i explic ce s-a întâmplat. Ia uite acolo un polițist. Băi, frate, băi, hopa! A, nu, ăsta e alt câine care dorme. Ăsta e poate pe aici, pe undeva, cine știe. Ăsta e alt câine care dorme, am înțeles. Ok. Ia cine este? Oh, este chiar polițistul șef! Domnule polițist șef, vin la dumneavoastră acum noaptea cu o problemă foarte, foarte mare. Astăzi am adoptat un câine și tocmai ce a dispărut, un câine husky. Putem să facem niște, cum îi zice, anunțuri de alea, să punem prin tot orașul cu numărul meu de telefon, să sune lumea dacă îl vede. Lasă-mă să ghicesc, l-ai adoptat de la adăpostul de câini Watson. De unde știi? Ești a 8-a persoană de săptămâna asta, vină la mine în birou. Cum adică sunt a 8-a persoană de săptămâna asta? La ce te referi? Fraților, nu sunt confuz, sunt extrem de confuz. Domnule polițist, cum adică sunt a 8-a persoană și de unde știați că l-am adoptat de la adăpostul de King Watson? Marius, stai liniștit, doar citește lucrul ăsta și după poți pleca acasă. Cum adică să plec acasă, băi? Trebuie să facem afișe de alea, adică... Mamă, dar n-avem nicio poză cu el, mama. Ok, dar arată ca orice alt câine de husky, mare chestie. Doamne, băi, frate, băi, ce e asta? Cazul Watson, poftim? Într-un colț uitat al orașului există o legendă. Ce legendă, man? Despre un misterios adăpost al câinilor Watson. Oamenii spun că acest loc nu există în realitate, ci este un loc bântuit de fantome. Poftim? Cei curajoși sau temerari care îndrăznesc să pășească în acest loc spun că întâlnesc niște entități ciudate care... păreau a fi doamna și domnul Watson alături de fiica lor Magda. Aceste apariții nu sunt deloc obișnuite, deoarece sunt îmbrăcați în haine care par dintr-o altă epocă, ceva... Băi, ești nebun? Asta e adevărat. Ceva mai ciudate, ceea ce a dus la concluzia că au fost acolo de peste 100 de ani. Domnule polițist, dumneavoastră vreți să-mi spuneți că eu am adoptat un câine de la niște fantome? Poftim! Legenda spune că acum mult timp, în urmă cu un secol, exista într-adevăr un adăpost pentru câini situat pe strada Margaretelor numărul 1. Însă într-o noapte nefastă a izbucnit un incendiu devastator, iar adăpostul a fost distrus complet în flăcări. Doamna și domnul Watson și fiica lor, care îi îngrijeau și iubeau câinii fără adăpost, au murit în incendiu, rămânând legați de locul acela cu o dorință puternică de a continua să-i protejeze pe cei necuvântători. De atunci, povestea merge... Mamă, necuvântători, cum a spus acolo? Băi, fraților, totul se leagă, men! Da-ia! Noi nu vedeam câinele lui Mihaela, că și ăla era o fantomă!
De atunci, povestea merge că spiritele lor bântuie ruinele adăpostului, încercând să ofere o mână de ajutor sufletelor ratate și singuratice care vin acolo. Fantomele lor păzesc cu grijă fiecare coț al fostului adăpost, asigurându-se că câinii fără adăpost sunt în siguranță și protejați. Cu toate acestea, se spune că aceste fantome nu sunt malefice sau răutăucioase. Dimpotrivă, ele par să aibă o afecțiune specială pentru cei care aleg să viziteze acest loc enigmatic. A, adică zice că numai ei sunt fantome. Nu, cred că și Husky e fantomă, bro. Băi, cei care au îndrăzit să se apropie și să adopte unul dintre câinii bântuiți din acel loc spun că ei sunt tratați cu respect și că simt o legătură aparte cu aceste suflete necuvântătoare. Unii cred că spiritele doamnei și domnului Watson împreună cu Magda încă iubesc acest câini și doresc să vadă cum primesc dragostea și atenția cuvenită de la o nouă familie. Nu, frate, eu cred că, mamă, și Husky a fost o fantomă. Toți câinii erau morți, de fapt, fraților, au murit acum 100 de ani în incendiu. De-aia și ei erau îmbrăcați, așa totul se leagă. Boi, ce trist. Mamă, frate, deci pur și simplu, ei acum au mai vrut să simtă și ei iubire. Așa că dacă alegeți să adoptați un câine din acest loc misterios, s-ar putea să vă întâlniți cu spiritul blând al unui suflet care a trăit acolo în urmă cu 100 de ani și care își dorește să cunoască din nou bucuria iubirii și protecției. Băi, vine să plâng, man. A, deci noi am avut parte de experiența asta cu Husky. Husky e mort, gen, de 100 de ani. Doar ca să-i mai oferim așa puțină afecțiune. Chiar dacă povestea pare să fie una plină de mister și magie, cei care au întâlnit aceste spirite au mărturisit că simt o pace și o împlinire în prezența lor. Așadar, chiar dacă acest adăpost al câinilor Watson nu există în mod fizic în lumea noastră, povestea sa continuă să trăiască în miturile și legende ale orașului. Dacă sunteți curioși și aventuroși, s-ar putea să vă îndreptați pe acest loc străvechi și să trăiți o experiență care să vă pună la încercare încrederea și să vă aducă în contact cu trecutul misterios al orașului. Am înțeles ce s-a întâmplat, fraților. Băi, a fost o experiență frumoasă să fim stăpânii lui Husky, însă din păcate el a dispărut pentru că este o fantomă. Acum, fraților, vine partea interesantă. Să vedem cum o să îi anunț pe copiii mei de lucrul ăsta.